În gala de vineri, în mod paradoxal sau nu, Dedeș a nominalizat-o pe Eliza spre eliminare. Dedeș o votează pe favorita lui Eliza. Păi? Pentru că am auzit-o de mai multe ori că vrea să plece acasă. Ce asta am simțit să fac? La faza asta, poate, eu o văd și partea cealaltă, în sensul că încearcă să joace, să rămână în competiție. Acum, și noi vedem la fel. Adică duminică s-o dus și la patul meu, dar și la patul lui Delia. Adică să nu... Pe la amândouă paturile au trecut la curățenie, el a aranjat. Tu îți dai seama? Da, da. Acum 3 zile citez. Îmi doresc... Da, Eliza și doar Eliza. Nu pot să uită aceste cuvinte. 2 zile mai târziu nu mai vreau să o cunosc. Poftim? Adică... La spa? Aceeași fază făcut-o. Aceeași fază. Am vorbit cu el la o saună, începe să spună că îi place de mine, că vrea să se îndrepte spre mine și de da, după mere la Delia. Aceeași fază, nu? Eu nu o să vorbesc. Asta mă dă în pace. Cum am nu? Spus că nu o să vorbesc. Bine, s-a discutat. Eu, am spus nu, o parte, nu-i vorba dar să discuți, e vorba că așa au procedat. Și așa au făcut cam de la început. Ieri, în timpul emisiei Mireasa, Dedeș se arăta contrariat față de atitudinea Elizei în ceea ce îl privește. Dar eu nu pot să-ți înțeleg atitudinea, Eliza. Adică tot timpul ai așa ceva cu mine, în condițiile în care tot ce am făcut către tine a fost deci sincer. Deci eu am da, ceva da, cu da, tine. Da, păi da, din felul ferească în care vorbești. Ferească-mă Dumnezeu da, și nu-ți înțeleg acum. Atitudinea. Dar poate o plictisești. Păi și am încetat. Ai vrea să vin în continuare către tine nu, să te cunosc? Am păi și spus. De ce vă mirați că de ce n-am mai venit? Ai zis că nu vrei să mai vin. Nu, eu am dat cu presupusul ce poate va mai no. urma da. Din partea adică ta. Pentru că ești foarte imprevizibil. Nu te supăra da? Pe mine. Ești nu, foarte imprevizibil. Doar vreau să-mi fac o relație și atât tot. Dacă asta crede casa... Nu se vede, chiar nu se vede. Păi cum nu se vede? Păi din dacă erai mai hotărât, probabil te credeam și noi că îți dorești ceva serios. Am declarat că vreau să te cunosc o săptămână în continuare am venit către tine, ai zis tine, că da? Și un an de zile. Un an de zile, da, okay. Dar am avut și o continuare. După 2 zile. Am zis și un an de zile, dar am avut și o continuare. Ce înseamnă? Dacă este ușa deschisă, altfel e o obsesie. N-ar fi ceva sănătos să mă îndrept către Eliza în condițiile în care ea mă refuză. Ce sunt de obitoc? Iar în pauza publicitară, contradicția dintre Eliza și Dedeș avea să se amplifice. Ce te uiți așa? Uită-te pe tavan! Condițiile în care tot ce am făcut, am făcut toată sinceritatea, către tine, da? Foarte... Ești certat? Nu, foarte frumos am vorbit cu tine, de fiecare dată, foarte frumos am vorbit despre tine și cu alții și tu tot timpul îmi găsești... Nu-ți găsești nimica, nu le mai jonglam, da. Nu le mai da și le jonglam. Dar nu le dau, s-a văzut și pe material, bine, și s-a văzut în tot bine, parcursul poți să taci. Nostru. Poți să taci. Nu-i cazul. Să sperăm că a treia va fi cu noroc. Nu mai intră nicio fată pentru Dedeș. Nu mă râde și gura lui, vezi? Vezi? Râde și gura. Nicio fată, ești sperietoarea fetelor. Scuză-mă, na, dar acum serios. Adică la cum au fost așa, când la una, când la alta. Când la una, când la alta, când? Păi înainte să te declar că duminică ai făcut curățenia și te duci și la mine și la Delia, da. Că n-ai putut să treci numai pe la una. Ar fi fost de comentat în momentul în care, să zicem, eram într-o cunoaștere cu cineva, da? Dar eu eram singur. Puteam să mă duc în orice cameră, ăsta era task-ul. Eu am ales să mă duc la 2 persoane, că așa am vrut eu. Eram cu cineva în cunoaștere? Eram într-o relație încât să... N-am spus eu nimic. Păi și cu ce am jonglat? Că n-am jonglat cu nimic. Am făcut ceea ce trebuia să fac. Acțiunea ta a fost un pic deplasată față de afirmațiile tale. Asta e diferența. Afirmația mea de a intra... Afirmația ta de luni cu acțiunea de duminică, înainte păi cu o zi. Da. Păi da, și atunci am mai avut nevoie să merg să văd unde mă simt mai bine, în ce dormitor. Și zici ce? Da. Bravo, măi! Bravo, Dedeș! Bravo, fetelor, să intrați pentru el aici, la noi modul... misiunea. Păi da, cum mă testați voi, așa testez și eu, cum mă simt când fac anumite lucruri. Da, păi tu cu păi simțitul și de-aia merg și acolo și acolo ca să-mi dau seama de niște lucruri. Nu, nici nu te înțelegem ce simți. Nici psihologii care sunt psihologi nu mai înțeleg eu ce simți înțeleg tu. Perfect. Păi tu, normal că te înțelegi, că...
Chiar mă înțeleg perfect. Tu dai tonul melodiei, ce să zic. Și că Dedi și e hotărât. Foarte hotărât mi se pare că am fost, mai ales din momentul în care am zis către cine vreau să merg. Acțiunile mele au demonstrat asta. Dar dacă nu este o reciprocitate... Nu cred. Și îți spun și de ce. De ce? Pentru că în gală, atunci când ți-a fost pus testul, de mine și de Delia, de Delia și de mine, eu o trebuie să joc, așa o trebuie să joc. Adică cumva că vreau să te cunosc. Deci tu ești jucătoarea, nu eu. Nu că ești jucătoare. La modul că a vrut să te testeze. Eu am fost pusă și eu acolo, nu știu, pusă și eu. Cine se joacă? Păi Delia s-a jucat. Voi! Lasă mai mult tu decât cu voi, oricine. Nu mai arunca tu noi și din alea, că nu-i păi, cazul. Păi da, mă, dar hai să ne uităm că, la acțiuni. Că vezi, Doamne, noi suntem alea care, nu hai știu, săracul de tine, Dedi, săracul de tine. Să ne uităm la cine lansează pace. Provocările și testele și nu jocurile. Nu mai păi cine le lansează? Nu te mai da victimă, pentru, că n-are rost. Eu nu mă dau victimă pentru faptul că nu... Dar zici că noi suntem alea cu testele și nu știu... Am vrut să vadă ce simți și să te vadă așa cum ești, pentru că tu într-un material ziceai una, că tu simți ceva pentru Delia și când i-o pus, am zis, am înțeles, și când i-o pus în fața faptului împlinit, la modul că eu vreau să mă îndrept spre tine, tu ai cam dat-o un pic înapoi, n-ai dat-o nici da, nici nu. Așa. Când tu trebuia, dacă tot ai, te-ai afirmat că simți nimic, ceva pentru ea. Nu trebuia nimic, era un joc copilăresc la care n-am vrut să răspund. Acum, normal că era joc copilăresc, păi, din moment ce ți-ai dat seama ce s-a întâmplat cu tine. Vă proiectați voi așteptările voastre asupra mea, cum ar trebui să reacționez eu la provocările pe care le lăsați voi la adresa mea? Dacă eu nu vreau eu să răspund... Eu n-am zis, fiecare reacționează cum diferit. Își dorește, fiecare doar că gândește reacțiile diferit. Tale nu prea au fost, nu prea au pușcat acolo cu ce a fost de fapt. Nu o să te schimbi, vine o fată nouă, îți place de fata aia nouă, dar dacă la fata aia o să placă de tine, probabil o să-ți dea o șansă, dar dacă mai suntem și eu și Delia în peisaj, poate mai te îndrepți spre una dintre noi. Hai mă, dă încolo, joci așa la trio. Trio. Știi că mă întrebai tu că ce caut eu aici, știi? Ce mai caut eu aici? Dar întrebarea asta poți să o pun și-o ție. Eu ce mai caut aici? Da. Că din moment ce nu lași niciun băiat să se apropie de tine, ce mai faci aici? Păi, dar nu e un băiat care să-mi placă mie. Ah, ok. Că dacă era, sigur l-aș fi lăsat. Am înțeles. Dar tu ce mai cauți aici? Caut o relație. Da. Ți-a plăcut de două. Ți-a zis eu cu haremul. Tu cred că trebuia să te naști în altă familie, sincer. Mai da ce tachinare de toată frumusețea. Da, s-a terminat. Adică... Ce spui? S-a terminat acea tachinare. Dar Eliza, nu e cam mare rițipă de energie pentru un om pe care nu-l placi? Da, păi m-a atâțat. Pur și simplu m-a atâțat. Cu ce te-am atâțat? Dar cu ce? Cu vorbele tale. Era în fața mea. Du-te-mă de aici. Tu ai început. Că ce te uiți, că ce nu știu ce, ce ai cu privirea aia. Adevărul că așa e. Tu ai început. Să nu mai vorbești și totul. Da, să intre în fata pe drum. Tu se uită la mine așa, insistent. Uite-te pe tavan. Dacă era în fața mea, ce să fac? Dar nu te mai uita la mine, nu. Mă deranjezi. Poate îl placi. Nu-l plac, vă spun eu că dar nici nu-l displaci suficient încât să-l ignori. Uite cum face Delia. O să o fac de acum, da? Vă promit. Da, nu trebuie să-mi promiți, trebuie să faci ce simți. Dacă tu ai simțit să te tachinezi cu el, tachinează-te. Nu e vorba de tachinat, e vorba că pur și simplu încă se joacă și de fapt nu știu ce-și dorește. Acum, serios, și dacă asta. Se joacă și... Dar nu cu mine sau cu Delia. Păi, dar Delia nu pare deranjat. Te deranjează? Eu văd că de două săptămâni nu cred că am mai comentat și tu poți să confirm. Da, așa este. Doar pe tine te deranjează. Nu m-a deranjat, chiar nu m-a deranjat. Păi te deranjează sau nu te deranjează? Nu, chiar nu mă deranjează. Hai să luăm o pauză. Salvați de clopoțel. Să fii sănătos. Doamne ajută. După pauză, vedem. Știți că ieri era mare tensiune între Iuliana și Liviu. Supărare mare, tensiune mare. Ei bine, vedem dacă au scăpat de această tensiune. Dar și o discuție între Liviu și Valentin, în care Liviu spune, de fapt, ce nu prea îi place la Iuliana. Duminică dimineață. Aia după petrecere. Da. După petrecere. Azi e marți. Discuțiile alea de după petrecere. Da. Și ce dacă e marți?